Trupa lui Teo Ivens nu umblă cu jumătății de măsură în acest retor după Pitești și Steaua. Aseară a fost rândul uneia dintre echipele fruntașe să simtă pe pielea ei forța energiei. Sibienii de la Atlasib, locul 4 în clasament, au venit cu gândul la victorii la Târgu Jiu, dar au fost repede puși la punct. După un prim sfert magic, băieții lui Ivens aveau deja 12 puncte avans pe tabelă. Sfertul 2 a fost însă unul total opus. Sibienii au revenit în joc și au dus scorul pauzei la 48-47 în favoarea energiei. It's very difficult to come back from that, especially when you're playing a team of this caliber. Crede că diferența s-a făcut în primul sfert. Nu este posibil să lași o echipă să-ți înscrie 30 de puncte după în primul sfert și vrei să câștigi meciul după aceea, cu toate că dumneavoastră au jucat foarte bine în următoarele 3 sferturi, dar este greu împotriva unei echipe de asemenea calibru. Our guys are a little tired, very tired, you know. Da, este un meci, a fost un meci dificil pentru noi, se aștepta la așa ceva. Am început foarte bine, dar am jucat și în momente proaste, dar este dificil să jucăm pentru că avem multe meciuri unul după altul și băieții sunt un pic obosiți. Darby și colegii săi și-au regăsit forma bună în repriza secundă și nu au lăsat jocul să le scape din mână. Au condus în permanență, dar nu au reușit să se desprindă decisiv, așa că spectatorii au stat cu inima cât un purice până în ultimul moment. Omul meciului cu 22 de puncte, Porter Trup, a transformat însă două aruncări libere și a asigurat victoria energiei cu 6 secunde înainte de final. N-ai idee cât de greu. Un meci foarte muncit și în apărare și în atac. Multe lovituri, multe... Na, ce să zic, multe vânătăi. Ce a făcut diferența la acest And they're a team I think that we can catch and pass. Yeah, Pitești lose at Craiova. You said Oh, I said Craiova? Yeah, okay. Sorry. Da, este o victorie imensă pentru noi astă seară, în condițiile în care Pitești a pierdut la Craiova și la acum sunt la egalitate, dar cred că până la sfârșit vom fi peste ei. Victoria cu 84-80 le-a asigurat gorjenilor un pas mare în lupta pentru play-off. Momentan au rămas pe locul 9 la un singur punct în spatele celor de la BC Târgu Mureș. Sâmbătă, Energia joacă tot acasă cu clujenii de la Gladiator.